Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Am să le invit atunci pe domnul Georgescu Aladin, membru al Comisiei de Validare, pentru a prezenta raportul Comisiei privind întreaga fel de asumptură. Domnul Aladin, vă rog. Concedul pe bala Comisiei de Validare. Comisia de Validare a procedat la verificarea prezenței delegațiilor oficiale și locale și a constatat următoarea. Din totalul de 1.193 de delegații oficiale și locale și au înregistrat prezența 1.054 de delegații. La rotările ședinței participă 45 de invitații. În urma verificării prezenței, Comisia propune validarea mandatelor delegaților și a componenței Biroului Executiv Național al Liceale și Motocari, a Partidului Social Motocari, având în vedere respectarea prevederilor statutului PSD. Liderii naționali social-democrați sunt conștienți că Partidul Social-Democrat va rămâne la guvernare și va avea rezultate bune în continuare dacă aleșii locali își reprezintă cu cinste și onoare comunitatea, dacă aceștia vor fi ajutați să-și ducă la îndeplinire proiectele de dezvoltare. De aceea este important ca un for național precum Liga Aleșilor Locali să fie un liant în comunicarea cu factorii guvernamentali și locali. Cu unanimitate de voturi a fost validată conducerea acestui organism. La Comitetul Executiv al PSD s-a votat o propunere de componență pentru Biroul Executiv Național al Ligii Aleșilor Locali, pe care vă o citesc și vă supun aprobarea dumneavoastră. Președinte Adrian Doicu, colegul nostru președintele Consiliului Județean Pedeliți, președinte executiv Constantin Boșcodeală, primarul municipiului Buzău, secretar executiv Adrian Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, iar acum vicepreședinți regional, cu fiecare regiune, un președinte de Consiliul Județean PSD, un primar de reședință de județ, pentru regiunea Muntenia, Nicolae Barbu, primar Giurgiu și Silvian Ciupercă, președintele Consiliului Județean Ialomița, pentru regiunea Sud-Est, Aurel Simionescu, primarul municipiului Brăila și Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța. Pentru regiunea Sud-Vest, Muntenia, Ion Preoteasa, președintele Consiliului Județean Dolj și Florin Cărciumaru, primarului municipiului Târgu Jiu. Pentru regiunea Nord-Est, Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean Bacău, Ovidiu Portariu, primarul Botoșan. Regiunea Nord-Vest, Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistea Năsăud și Dorel Boica, primarul municipiului Satu Mare. Regiunea Vest, Mihai Stepanescu, primarul municipiului Reșița și Titu Bojin, președintele Consiliului Județean Timiș. Regiunea Centru, Ioan Cindrea, președintele Consiliului Județean Sibiu și Maria Precup, primarul municipiului Reghin. De asemenea, vicepreședinte, reprezentant al municipiilor altele de Reșița de județ, Dumitru Pantazi, primarul municipiului Pașcan, vicepreședinte, reprezentant al orașelor, Emiliu Listeiu, primarul orașului Simeria, vicepreședinte, reprezentant al comunelor, Dincă Ionel, primar din Comuna Grădinile, județul Olt. De asemenea, membrii de drept, care participă de drept la lucrările Biroului Executiv Național al Ligii Aleșilor, la Biroul Executiv Național al Ligii Aleșilor Locale al PSD, colegii noștri care conduc structurile asociative ale autorităților locale, președintele UNCJR Marian Oprișan, președintele Asociației Municipiilor din România Tudor Pendiuc, Asociația Orașului din România Matei Nicolae, primarul orașului Nemotar, și prim vicepreședintele Asociației Comunelor din România, doamna primar Mariana Gâșu. Stimați colegi, supun în vot în bloc această listă pe care v-am prezentat-o astăzi. Cine este pentru? Eu nu pot vota acum. Mulțumesc, voturi împotrivă, abțineri. În unanimitate s-a constituit Biroul Executiv Național al PSD. La prima reuniune votată la Ligii Aleșilor Locale, domnule președinte, domnule președinte executiv, stimați colegi ai Comitetului Executiv, sunt onorat să fiu desemnat și propus ca președinte al
până la retribuțiile primarilor, administrației publice locale, dar o situație delicată este situația economică din administrația publică locală și județeană. Vreau să vă spun și vreau să mulțumesc domnului prim-ministru și guvernul României, care a dat o atenție deosebită și în o perioadă de la discută, foarte multe din problemele economice ale județelor și municipiilor s-au rezolvat prin două măsuri extraordinar de importante. Una, cea cu privire la alienare, faptul că Ministerul Finanțelor a făcut acea compensare cu agenții economici și cu consiliile județene și cu municipiile de județ, au rezolvat o problemă importantă față de agenții economici care aveau reputit datorii față de bugetul statului. Și a doua problemă extraordinar de importantă sunt corecțiile bugetare, domnule prim-ministru, pe care Guvernul României l-a preluat la nivel de guvern. Este vorba de peste 700 de milioane de euro pe care, sau care am degrebat administrații de publice județene și locale care erau povară pentru consiliile județene și pentru primăriile municipiului de județ, având în vedere proiectele care s-au efectuat și care au necesitat corecții de 10-100 de milioane de euro. Astăzi putem vorbi de o administrație publică locală și județeană relativ ușoară. De asemenea, problema arielată din sistemul de sănătate, pentru că spitalele județene și municipale sunt subordonate Consiliului Județean și primăriilor municipiilor de județ. Și, de asemenea, o problemă rezolvată sunt aceste spitale care au nevoie de finanțare pentru a avea un sistem de sănătate bine funcționat. Domnule președinte, așa cum am spariat pe o serie de județe, când foarte mult din conducerea partidului meu pe m-a fost Turcia, m-a fost Tâmbovița, m-a fost Bistrița, m-a fost Suceava, chiar cum a fost și Meritințu, acolo unde am recâștigat forța și am devenit forță a PSD-ului, fiți convinși și bazați-vă pe forța aleșilor locale, va fi o parteneră și trebuie să fie o parteneră dedicat de cel local, Guvernul României și Parlamentul României, pentru că noi reprezentăm cu adevărat cetățenii, suntem oamenii care intrăm în contact direct cu cetățenii și sunt convins că acum 2014, domnul președinte, ne va aduce acolo unde ne este locul ca partid, ne va aduce acolo unde ne este locul ca țară, membru al Uniunii Europene, o țară respectată la nivel național, european și mondial. Guvernanții au declarat că județul Mehedinți este condus de un președinte de Consiliu Gospodar și că multe dintre problemele lăsate de guvernarea democrat-liberală au fost rezolvate de Duicu printr-o bună administrare. În primul rând, am vrut să fie o recunoaștere pentru organizația noastră din Mehedinți. A fost o perioadă în care PSD-ul a pierdut alegerile, după care oamenii, așa cum era normal, s-au întors alături de noi. Am vrut să arăt că pentru mine Mehedinți e important, că am încredere în Adi Duicu și că împreună vom rezolva cele mai multe dintre probleme și ale municipiului Turnu Severin și ale celorlalte orașe și comune și mai ales problemele economice, pentru că știu foarte bine cât de dificil este în zonă, însă o să iau lângă mine pe reprezentanții dumneavoastră și sunt convins că încet, încet le rezolvăm pe toate. Este o funcție importantă pentru el și e firesc să obțină această funcție. Este o recunoaștere din partea tuturor colegilor din administrația locală, pentru că Adrian Duicu este un președinte de Consiliu Județean foarte bun, este un bun gospodar și cred că va face pentru administrația locală din România foarte mult. E un om pe care eu îl apreciez și respect. Este o responsabilitate majoră pe care o am ca președinte al liceilor locali, dar în același timp sunt foarte fericit că într-un cadru atât de festiv s-a întâmplat acest lucru. Este până la urmă un respect față de organizația de la Mehedinți, față de mine, așa cum spunea și primul ministru, și sunt extrem de fericit și sunt convins că voi face multe lucruri bune pentru aleșii locali într-o perioadă delicată din punct de vedere al descentralizării, al lipselor fondurilor europene și a banilor pentru județe. La Mehedinți, foarte mulți primari susțin Partidul Social Democrat, se declară socialdemocrați în sânge, să zicem așa, și prin activitatea lor, cu toate că poartă emblema altor partide. Nu foarte mulți, ci toți susțin Partidul Social Democrat în Mehedinți și cu siguranță în foarte multe județe din România. Important e ce facem pentru primari, ce facem pentru cetățeni, pentru că așteptările sunt foarte mari din partea noastră, iar în funcție de cum îi respectăm și ce facem pentru ei, așa vom fi aleși. La Palatul Parlamentului au venit peste 1000 de reprezentanți ai structurilor locale pentru a participa la prima reuniune a Ligii Aleșilor Locali. Victor Ponta a mai declarat că va modifica legile după care funcționează Agenția Națională de Integritate și că va oferi acestea un rol de prevenire. De asemenea, discuțiile s-au axat pe descentralizare și pe reforma administrativă în contextul regionalizării și al scurtării drumului decizional.